ce spus, zice, am întârziat eu, vrei să mă întotdeauna. E greu, să rămâi lei, trebuie ceva cald? Da. Bună ziua! Să nu uiți ceva. Să nu uiți ceva. Nu uiți ceva. Trebuie să vezi că mă mănânci după aia un... Tot prietenul cu omul. Bună ziua! În urmă cu câteva luni aici era un drum de pământ, iată că acum e un drum de asfalt. Da, într-adevăr, chiar mă bucur să văd că lucrările evoluează într-un mod rapid, văd mobilizarea constructorului, văd implicarea extraordinară a domnului primar, care, ca de obicei, ne arată ce înseamnă să fie un om gospodar și să ai și viziune. Faptul că legi un drum județean, un drum național și faci o cale care să ușureze circulația atât din comună și să legi drum național de drum județean, chiar e important și deși această lucrare poate la prima vedere nu a părut atât de complicată, dar într-adevăr la ce văd acum lucrarea este complexă și văd că constructorul reușește într-un timp record să treacă peste toate greutățile unei lucrări de amploare și care are un grad de dificultate, trebuie să recunoaștem. Această lucrare nu ar fi fost posibilă fără finanțarea de la Consiliul Județean? Da, într-adevăr. Am niște priorități. Prioritățile înseamnă să am conectivitate în toate zonele, printre care și Dofteana, către drumul național și să știți că acest lucru se întâmplă la nivelul întregului județ. Pe tot ce înseamnă lucrări de investiții, am cam de 3 ani de zile în ceea ce înseamnă infrastructura rutieră, chiar o reprezentat, să zic așa, nu prima prioritate, prioritatea numărul 1, că prioritatea numărul 1 e sănătatea, dar infrastructura rutieră chiar face parte din planul Consiliului Județean de a asigura un confort pentru locuitorii județului. Astfel se poate spune că faceți o echipă bună cu primarul Ioan Bujor, nu? 100%. Pe lângă faptul că fac o echipă foarte bună cu primarul Ioan Bujor, pot să vă spun că mă onorează și cu prietenia dânsului. Și faptul că mă onorează că venind din anumite zone, dânsul este vechi în administrația locală, eu mai nou, venit mai nou în zona politică, să știți că pentru mine reprezintă o onoare. Da, era un drum de pământ în urmă cu 8 luni și dintotdeauna a fost drumul ăsta de pământ, așa care face legătura între satul Seaca și satul Dofteana, dar efectiv e drumul județean DJ116D și drumul național pe o lungime de 2,5 km care am hotărât ca să modernizăm acest drum pentru a deschide turismul în localitatea Dofteana. Întrucât terenul de aici, așa cum îl vedeți, atât pe partea cât și pe partea cealaltă, l-am trecut în intravilan și sper că în anul 2023 să avem toate avizele aprobate, toate avizele necesare, de așa natură să poată să dezvoltăm și să se construiască în această zonă, o vedeți cât este de frumoasă, să se construiască, de ce nu, chiar case de vacanță sau pensiuni și tot ceea ce trebuie pentru turismul din România. Se pare că parteneriatul dintre Consiliul Județean și Primăria Comunei Dofteana funcționează. Sigur, funcționează, dar ce se întâmplă? În momentul când noi am inițiat acest proiect, mai întâi am avut o discuție cu cei de la Consiliul Județean, dat fiind faptul că este destul de costisitor, iar Primăria Comunei Dofteana nu putea să acopere cheltuielile necesare, am fost nevoiți să apelăm la cei care ne conduce la Consiliul Județean, am obținut aprobarea Consiliului Județean și în aceste condiții noi avem partea noastră de cofinanțare, dumnealor și în anul 2023 noi îi vom da drumul să fie circulat și pentru oricine vrea să treacă dintr-o parte în cealaltă, din DJ în DN. Absorbim circulația din drumul național, care vor să treacă toți și trec și la ora actuală pe centrul localității, unde este sufocant, ca să poată să circule și pe partea asta pe care suntem noi. În urmă cu puțin timp aici lucrările erau în plină desfășurare, acum sunt la un pas de a fi finalizate. Mai este până vor fi finalizate, dar după cum observați, lucrările se desfășoară într-un ritm alert.
ceea ce înseamnă că și primăria Dofteana și antreprenorul lucrării sunt doi parteneri serioși și sigur asocierea Consiliului Județean Autoritatea Administrației Publice Locale Dofteana e proba că lucrurile se mișcă și investițiile se realizează în județul Bacău și e proba că munca în echipă cu oameni implicați și dedicați comunităților lor este cartea câștigătoare pentru investiții, pentru cetățeni în cele din urmă. Un parteneriat care funcționează de mult timp și funcționează cu succes. Funcționează de mult timp, funcționează cu succes și nu doar la Dofteana, pentru că, după cum știm, Consiliul Județean derulează astfel de parteneriate administrative și investiții în multe alte unități administrative teritoriale spre beneficiul cetățenilor și a comunităților respective.